Cum v-am spus, am lăsat cartofii la fiert în coajă pentru a face niște căruși cu prunii. Cartofii au fiert, uitați că sunt fiert, că s-au crăpat. Oprim focul și scurgem apa și lăsăm să răcească. După care vom începe să pregătim aluatul pentru găluși. Cum v-am spus, a trecut cam 25 de minute, după care curățăm cartofii și pregătim aluatul pentru găluși cu prune. Frumos. Uite ce frumos se curăță. Așa, uitați. Cartofii fierți în coajă au mai multe, mai mulți calorii și sunt mai buni. Uitați, vedeți? I-am curățat frumos. Luăm toate minunile astea urâte după ei. Cum... Așa, nu știu așa. Acum o să-i pisăm. Îi punem aici pe masă și luăm la pisat cum pisăm pentru, cum îi spune, piure. Punem și ou, punem și margarina. Așa, și începem să-i pisăm. Adăugăm sare după gust, cam un sfert de linguriță de sare și începem să-i frecăm un picuț. Avem 300 de grame de făină pe care am cântărit-o și acum cernem un pic. Vedem dacă mai incorporează și mai trebuie făină. Acum îi luăm un pic la mână. După mână. Și punem, adăugăm încă un pic de sare. Așa. Un pic de zahăr. În aluat, foarte puțin. Așa, de zahărul celălalt. Un zahăr vanilat. Așa. Și un picuț de ulei. Un picuț de ulei însemnând cu aproximativ 100 de grame. Nu mai mult. Uitați așa. Și acum luăm la frământat bine, bine, bine. Și îl lăsăm un pic până pregătim prunele. Îl facem în așa fel, să fie ca un fel de aluat care se poate întinde. Aluatul nostru este aproape gata. Încercăm să-l întindem, să vedem dacă tot se lipește. Mai trebuie un pic de făină adăugată. Când se lipește așa, mai trebuie un pic de făină adăugată. Opa! Mai adăugăm.
mai pune-vă un pic, te rog. Hop, atât, gata. A luat nostru, este aproape gata. Uitați că nu mai rămâne lipicios pe mâini. Când nu mai rămâne lipicios pe mâini, înseamnă că este bun de prepregătit. Îl lăsăm un pic la dospit, cum se zice. Adică să, cum îi zice, să... Nu mai venea în gură. Acum, a luat, cum ați văzut, l-am pregătit. Acum pregătim prunele pentru găluși. Am spălat vasul și începem. Vrei să mănânci? Deci, am cumpărat cam 300 de grame de biscuiți, dintre care vreau să fac pezmetul eu. Poți să-l cumperi și gata, făcut. Dar eu la gălușile cu prune vreau să-l fac eu. Și începem să-i pregătim. Aici facem un noduleț ca să nu curgă din el. Dăm aerul afară. Așa? Și acum cu un sucitor. Biscuiții trebuie să fie din ăștia care se mărunțesc ușor. Stai jos. Pezmetul este gata, cum v-am spus, într-o tigaie, uitați, așa, punem un pic de ulei, cam așa, un pic din pezmet. Așa. Un pic de zahăr. De aici. Zahăr. Așa. Amestecăm bine, bine. Așa. Și le lăsăm așa până pregătim găluștile. După care le punem pe aragaz. Lăsăm aici. Într-o coală, uitați așa, pregătim apă.
care punem un pic de sare. Cam așa. Și dăm drumul la foc să fiarbă. Ce, apa începe să fiarbă, până va începe să fiarbă, noi pregătim aluatul cu găluștile. Punem un pic de făină, uitați așa, și luăm aluatul la frământat. Și ne mișcăm un pic cu el pe masă. Cititorul nostru care facem tot așa și întindem aluatul pentru găluști. Da? Aluatul să fie cam de grosuță, grosimea aceasta, așa, da? Un centimetru. Deci să fie de o grosime de un centimetru. Așa. Acum, un cuțit frumos. Tăiem în pătrățel aluat. Așa. Așa. Ne dăm cu un pic de făină în palmă. Luăm o bucățică de aluat. Uitați așa. Și luăm prună. Și le facem așa. Mingiuțe. Pe fiecare în parte. Puteți să le faceți și mai micuțe, dar mie îmi plac un pic mai mărișoare, așa, să iasă frumos când le pui pe farfurie și când le tai, să vadă frumos. Dacă e prea subțire, deci dacă aluatul e prea subțire, iese din ea compoziția. Trebuie să fie un pic grosuț, aproximativ un centimetru aluatul, să fie de grosuț când îl faceți. Am întins și cealaltă parte de aluat. Deci,
Așa, este așa un pic. Găluștile noastre le-am terminat de făcut, da? Între timp, apa a fiert în clocot, uitați aici. Și acum le adăugăm în această apă. Nu înainte de a face, uitați așa la mână. Și le luați pe fiecare în palmă și le puneți. Le lăsăm să fiarbă și ca 10-15 minute, în funcție de cum fierb, ele se ridic deasupra și le luăm cu o strecurătoare și le punem în pezmetul, care este cu ulei și cu zahăr încălzit. Găluștile noastre au început să fiarbă, mai le lăsăm cam 10 minute, ele când sunt fierte, se ridică deasupra. Și le scoatem și le trecem prin acel pezmet încins cu zahăr și cu cum vi l-am arătat mai devreme, cu un pic de ulei.